Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială. O să am o rugăminte, să vă uitați până la final. Suntem în stația de epurare a Ploieștiului, dragi prieteni, un subiect care ne doare. Ne doare pe noi toți. O să vedeți de ce și în măsura în care vi se pare interesant, vă rog să distribuiți această emisiune prima dată când o fac cu un share, cu un like, astfel încât cât mai mulți oameni să afle adevărul despre epurarea apelor din Ploiești. De la 1 ianuarie anul acesta, Ploieștiul va plăti în medie undeva în jur de 6 milioane de euro către apele române pe an. Pe de altă parte, Uniunea Europeană se pare că este posibil, deocamdată nu au venit actele, va emite o factură de 1,7 milioane de euro o singură dată și zilnic între 200 de euro și 1200 de euro Ploieștiul va plăti către Uniunea Europeană. Toate acestea pentru că Ploieștiul nu a fost în stare până în anul de grație 2024 să aibă o stație de epurare așa cum au orașele civilizate. Cu alte cuvinte, la ora actuală Ploieștiul epurează apele venite din locuințele noastre, da, și nu numai, din ca în 1970, dacă doriți. A fost construită această stație veche în 1965. Ca atare, noi epurăm apele ca în urmă cu aproape 50 de ani sau 60 de ani, dragi prieteni. Este incredibil. Am văzut cum este, vă spun că și mirosul este greu de îndurat, însă mi se pare extrem de relevant să aflăm adevărul. Alături de mine se află directorul RASP Ploiești, doamna Zoia Staicu. Vă mulțumesc, doamna director, că ne-ați însoțit aici la stațiile de epurare ale Ploieștiului. Sărut mâna! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. O situație extrem de grea, o situație care va pune pe butuci, la propriu, RASP-ul, Regia Autonomă de Servicii Publice, va intra în faliment, cel puțin în acte, cam asta va fi situația. O să vedeți, în stânga mea se află, culmea, și noua stație de epurare a Ploieștiului, stație care este finalizată în proporție de 80%, dar care mai trebuie, pentru 20% mai trebuie niște bani. Constructorul cere o sumă de bani, primăria nu are. Doamna director, haideți să vorbim despre stația de epurare. Cum se epurează? Cum vedeți dumneavoastră? Vorbeam cu noastră înainte și cu alte ocazii. Aveți un tabloul general. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este situația? Situația este destul de gravă, așa cum vedeți, avem în spate stația de epurare veche, care are doar niște grătare, care are un deznisipator, are decantoare în față, pe o parte și pe alta se văd decantoarele, care stația are doar o singură treaptă mecanică și, așa cum ați spus și dumneavoastră, apele sunt epurate exact ca acum 50 de ani. O precizare importantă, noile stații de epurare au o treaptă mecanică, biologică, una biologică și una chimică. Chimică, cu alte cuvinte, apele sunt curățate, epurate și din punct de vedere biologic și chimic și tehnologic. Și tehnologic. Da. Stațiile moderne. Da. Cum ați caracteriza situația de la stația de epurare și toată situația? Poate intra RASP-ul. RASP-ul administrează această stație. Așa facturile este. Acestea către RASP vin. Da. Ce a făcut RASP-ul concret? Care este poziția primăriei Ploiești? Fiindcă, sincer, ce am spus un pic mai devreme, că RASP-ul este, regia este în prag de faliment, nu exagerez cu absolut nimic. Nu. Și mai mult decât atât, nici la Ploiești apele nu sunt epurate ca acum 60 de ani. Așa este. În anul 2006, printr-o hotărâre de Consiliu Local, UAT, de fapt Consiliul Local, a transmis către RASP această stație de epurare veche spre administrare. Noi am făcut în decursul anilor tot ce a stat în putință ca să putem să o aducem cât de cât să rămână la aceeași stare care am primit-o în 2006. Suntem în anul 2023, așa cum a spus și dumneavoastră. 2024? 24 chiar. Autorizația de la apele române, penultima autorizație a fost până în august 2023. Începând cu august 2023, RASP, ca și operator
al UAT Ploiești este pasibilă de amenzi. Aceste amenzi au început cu 400.000 de lei pe lună, 900, 1.200.000, ultima factură este 2.900.000. Până în acest moment avem facturi emise de 10 milioane de lei, deci 2 milioane de euro. Fapt ce duce la închiderea regiei de servicii publice, din punctul meu de vedere, nevinovată, pentru că este captivă într-un contract din care nu are cum să iasă. Pe, da. pe 18 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a emis către Consiliul Local o solicitare pentru predarea acestei stații către UAT, proprietarul de fapt al acestei stații și preluarea penalităților. UAT însemnând primăria. UAT însemnând primăria. Deci dumneavoastră spuneți să dați această stație de epurare veche, de acum 60 de ani, către primăria Ploiești, care de fapt este proprietarul. Stație, exact. Regia administrează. Exact. Și astfel încât facturile să vină pe numele primăriei, bănuiesc. Că asta încerca să salvați regia. Sau mai aceste penalități, din punctul meu de vedere, trebuie să îndrepte asupra primăriei, care este proprietara de facto a stației. Da, primăria poate să spună, doamna director, dumneavoastră administrați stația. Dumneavoastră regia. În legea apelor spune foarte clar că de epurarea apelor uzate în municipii se ocupă UAT-ul. Deci avem și legea de partea noastră. Numai că, din nefericire, după 11 decembrie, nimeni nu a inițiat acest proiect de hotărâre și, cu alte cuvinte, suntem buni de plată. Deci, noastră spuneți, pe înțelesul meu, de contribuabil, da, de ploieștean, domne, cartoful fierbinte, cu multe zeci de milioane de lei penalități pe an, ia-l tu primărie, ca să nu ne închizi pe noi regie, dar problema rămâne. Problema rămâne până la finalizarea noii stații de epurare. Așa cum a spus, în partea stânga dumneavoastră este stația de epurare finalizată 80%. Dar Ploieștiul, mai trebuie precizat un lucru, sunt foarte multe detalii. Mai trebuie precizat un lucru pentru a avea tabloul întreg. România a avut până în 2018 termen să finalizeze stațiile de epurare astfel încât marile orașe să epureze apa conform unor standarde cu treaptă mecanică, biologică și chimică. Așa este. Din 2018 a mai obținut România, fiindcă nu a fost capabilă, 5 ani. Încă 5 ani. 31 decembrie 2023. Da. Iar de la 1 ianuarie 2024 sunt foarte multe orașe care au reușit să finalizeze stațiile, da, și să epureze. Fiindcă, de fapt, dragi prieteni, eu vă spun și dumneavoastră rezonați, vorbeam un pic mai devreme. Apa de aici, epurată într-o singură treaptă mecanică, ajunge în Dâmbu. Din Dâmbu ajunge în Teleajăn. Din Teleajăn ajunge în Ialomița. Deci, cu alte cuvinte, mergem la un pescuit, cumpărăm pește de... Și toate pești, evident că mănâncă, trăiesc într-un mediu care nu este prietenos, care nu este verde, care nu... Deci, noi trebuie, dacă tot, după ce facem mizerie, mizeria, da, umană, să fie epurată și să deversăm în râuri apă curată. Că despre, de fapt, asta este sensul. Da. Dincolo de bani, de milioane, de zeci de milioane, mie mi se pare de bun simț și mi se pare un mini-minimorum. Vorbeam cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră pe mai devreme, domne, găsim în rețeaua, în apa care vine din Ploiești, găsim pe lângă șervețele, prosoape, inclusiv cadavre, îmi spuneați. Da. Așa este. Iar vă spun că pentru mine această emisiune mă marchează în sensul protecției mediului înconjurător. Noi, Ploieștiul nu face nimic, mie mi-e foarte clar. Că de fapt o stație de epurare mecanică gândită în 1900, construită în 1965, dragi prieteni, nu poate epura atunci oamenii, nu aveau de apartamente. Oamenii nu aruncau cadavre de animale în rețeaua de canalizare, nu aruncau șervețele și așa mai departe. Deci, credeți-mă că e un subiect despre care s-a vorbit, s-a cadat așa, toți au zis, da, e o situație, dar pare, doamna director, că lumea fuge. Vă spun sincer, mie mi se pare că regia, și nu vreau să vă țin partea nicio culoare, v-am spus care este marea mea problemă, că nu epurăm cum trebuie. Și dacă suntem incapabili să construim, să finalizăm stația de epurare, merităm să plătim. Da? Merităm să plătim. Nu știu de unde bani, că Ploieștiul nu are bani nici să treacă strada, cum se spune. Dar mie mi se pare că problema va rămâne. Dumneavoastră cum vedeți rezolvarea problemei? Doar cu
noua stație? Exact. Doar până la finalizarea stației de epurare, noi suntem buni de plată în condițiile în care primăria nu și asumă să preia aceste penalități. Nu știu ce măsură vom putea să rezolvăm, pentru că aceste penalități au fost contestate în instanță. Da. Acum rămâne la atitudinea instanței dacă ne va da sau nu dreptate. Vreau să precizez că și în anii trecuți, între 2016 și 2019, RASP a mai avut 41 de procese verbale de sancțiune, unele din ele câștigate, altele nu. Din partea deci, apelor române, sucursala Buzău, care spune cine poluează, plătește. Deci, în speță, noi, ca și titular al autorizației de funcționare. Bun, și dacă nu e RASP, primăria Ploiești, de fapt aici sunt apele ploieștenilor. Cineva... Deci nu... O să vă spun un singur lucru. Acum 2 săptămâni am fost în audiență la domnul ministru al mediului și dumnealui a spus că aceste penalități vor trebui plătite, nu se știe de cine, pentru că, așa cum nu a spus mai devreme, legislația nu-ți mai permite și cine poluează plătește. Mai mult decât atât, între 2018 și 2023 Ploieștiul a fost derogat de aceste penalități, tocmai în ideea finalizării unei stații de epurare. Deci banii care mergeau la penalități trebuiau îndreptați către stația de epurare nouă. Interesantă observație. Da. Da. Deci au zis așa, bă, până în 2018 n-ați făcut. Putem să vă penalizăm. Dar uitați, nu vă penalizăm, iar cu banii ăștia construiți-vă, finalizați-vă stația de epurare. Corect? Da. Da. Mai mult, mai mult decât atât, în spatele autorizației a fost și un plan de măsuri, plan care a fost asumat de către Primăria Ploiești, este semnat și ștampilat de către Primăria Ploiești, prin care își asumă finalizarea stației până în 2023. Acest plan de măsuri, tocmai ăsta a stat la baza autorizației și noi, în ideea în care nu am putut să ne ținem de cuvânt și acum am trecut la etapa următoare. Dumneavoastră aveți o explicație, oamenii sigur se întreabă de ce primăria, prin RASP, prin mama RASP, prin primăria Ploiești, prin RASP să spunem, în 5 ani de zile, nu a găsit, încerc să fiu foarte politicos în exprimare, nu a găsit acele pârghii astfel încât să finalizeze stația de epurare, care este gata, încă o dată spun, 80%. Doar 20% ar mai trebui finalizat. Nu mi-explic. Lucrul ăsta nu pot să mi-l explic, pentru că din 2013 noi ne judecăm cu constructorul, sunt totuși 11 ani de atunci. Da. Nu înțeleg de ce doar în 2024 am putut să luăm legătura cu constructorul, să-l chemăm la masa negocierii și să vedem ce avem de făcut. Deci lucrul ăsta putea fi făcut în 2020, în 2021, puteam să avem mai multă aplecare asupra acestei stații de epurare, cu atât mai mult cu cât regia în fiecare lună aproape a înștiințat Consiliul Local și Primăria de situația. Asta vreau să vă întreb. În care s-a ajuns acum. Deci aveți RASP de-a lungul timpului a mai adus aminte consilierilor locali. Da. Restăm aici înghesuiți puțin. Aici am absolut toate hârtiile făcute numai în ultimul an și jumătate. Către Consiliul Local și către primărie în special, încă o dată, care este proprietarul acestei stații de epurare. Vă propun să ne mutăm. Sigur. 5 metri, dragi prieteni, ca să vedeți și cum arată noua stație de epurare nefinalizată. Ne aflăm, dragi prieteni, în perimetru, mă rog, noi stații de epurare finalizată 80%, o lucrare care a fost efectuată de către o firmă germană, o asemenea stație în miniatură, mai mică. Există și la Eforie Sud, funcționează și am înțeles că funcționează foarte bine. Ceea ce este de precizat, vă reamintesc, este faptul că noua stație de epurare, 80% finalizată, epurează în 3 trepte. Mecanică, epurează apele și chimic și biologic. Este esențial, este important, este vital. Doamna director, acest obiectiv a început în 2008. În 2008 a început și s-a sistat în 2013 și s-a oprit în 2013 ca urmare a nefinanțării de către minister acestui obiectiv și trecut pe linie moartă, să spunem. Din 2013, așadar, de vreo 10-11 ani. De 11 ani este în conservare. 80% gata. Păi te apucă nervii, ca să zic așa. Da.
Adică Ploieștiul, ați văzut mai devreme cum epurea, stația din 1965, construită în 1965, cum epurează, poate la acea, mai vorbeam și mai devreme, poate era o epurare, sigur, era o epurare a apelor ok în raport cu vremurile acelea. Da. Dar acum cu populația Ploieștiului care a explodat față de 1965, cu obiceiuri proaste pe care le avem, cu tot felul de aruncat. Și acum, nu știu ce să vă întreb, vă spun sincer, că ne aflăm aici, vedem că arată bine, dar poate că nu s-a mai, că a fost de 11 ani, 10 ani, 11 ani, întopite lucrările. Și atât. Da, că... da, da. Deci pe cuvânt dăm din cap, ajungem la, domne, da, serios, ca la Mapes, da. Adică avem acolo stația aia de epurare, avem aici noua stație de epurare, spectaculoasă, cu 3 trepte, și noi zicem... Nepusă în funcțiune. Nepusă în funcțiune. Luăm penalități, luăm multe penalități de la Uniunea Europeană. Noastră la RSP încerca să aruncați pisica în curtea primăriei. Ia-o tu, că e stația ta, aia veche și ca atare. Plătește tu penalitățile, alea milioanele de euro anual. Da. Da? Anual. Că dacă punem și alea vreo 7, ne zicem un 40-50 milioane de lei. Și noi, pe de altă parte, suntem ca în filmele cu proști, dragi prieteni, vă spun sincer. Adică am încercat înainte să mă calmez, că nu pot să realizez cum avem așa o stație veche și o stație nouă, avem 5 ani, finalizată 80%, da? Avem 5 ani la dispoziție să finalizăm ultimele 20%, ne asumăm, semnăm că o finalizăm ca să nu luăm penalități. Băieții au fost ok. Bă, nu vă dăm penalități, dar finalizați-vă stația. Noi zicem, da, mulțumim mult, semnăm, dăm cu bățul, trec 5 ani, noi nu facem nimic, de la 1 ianuarie anul acesta încep să curgă penalitățile, plătite din banii noștri, încă o dată vă spun. Regia autonomă poate intra în faliment, ok, oamenii pe semne că își vor găsi, vor fi în primărie, distribui, nu asta e problema. Problema e că tot primăria la un moment dat va trebui să plătească și noi nu avem, există vreo soluție la ora actuală, din ceea ce știți dumneavoastră, adicează că ați făcut zeci sute de adrese către primărie în acești ani de zile. Bă, fraților, nu uitați de stația de epurare, nu uitați de finalizare. Rezultatul a fost zero, rezultatul acestor adrese. În anul 2022 s-a făcut o expertiză tehnică a acestei stații de epurare. S-a constatat exact cât mai este până la finalizare. S-a dat și o sumă aproximativă pentru finalizarea stației de epurare, sumă pe care expertul nu a vrut să o împărtășească decât sub rezerva. Un plus minus. Un sau... plus minus, pentru că, așa cum estimativ, v-am spus așa și mai devreme, utilajele dinăuntru nu au fost puse în circuit, drept urmare nu avem de unde să știm ce anume mai funcționează din ele și ce nu. Le-ați văzut cum arată? Arată foarte bine, totul înăuntru este extraordinar de bine construit și bine lucrat. Firmă germană, nu? Firmă germană. Din păcate, nu mai era mult să o finalizăm. Bun. Asta este, sperăm. Puteți avansa cifra aceea sau... Da, deci expertul a spus între 17 și 23 de milioane de euro. Bani mulți pentru Ploiești. Bani mulți pentru Ploiești. Pentru Ploiești. Da, 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 da. La nivelul Consiliului Local s-a constituit o comisie pentru negocierea cu operatorul de apă și canalizare din municipiu, de la ora actuală, pentru finalizarea acestei stații de epurare. Deocamdată suntem doar în discuții. Deci, pe cuvânt, noi mai mult, și dumneavoastră și eu, mai mult dăm din cap, așa. Cred că este una dintre cele mai, adică sigur, este una dintre cele mai grele emisiuni pe care le fac eu în ultimii ani de zile. Că știți cum este? Adică nu e nici să nu fie nimic, să zici nu avem bani, și primim penalitățile, că nu avem bani, domnule, să construim. Nu, avem o stație 80% finalizată, 5 ani de zile grație, termen de grație, după ce trebuia să o finalizăm deja în 2018. Nu facem nimic. În schimb, suntem foarte tari în comisii, comitete și așa mai departe. Mai știu dumneavoastră ceva, că eu nu știu ce să vă mai întreb. Vă spun sincer că sunt fără cuvinte, adică...
Deci, utilajele, vreau să vă... Ultima întrebare. Din punctul dumneavoastră de vedere, utilajele, echipamentele, fiindcă se uzează, n-ai sunt cum să... Sunt din garanție, sunt, asta sunt e de... clar. Sunt utilaje de 4 milioane de euro, care, cu siguranță, sunt ieșite din garanție. Deci cel care va intra aici va trebui să ia piesă cu piesă, să vadă ce funcționează, ce nu, să ia legătura cu fabricantul, să spună dacă se mai fac sau nu piese, dacă nu, vă dați seama că acestea trebuie să fie înlocuite. Dovadă și faptul că expertul asta a spus 17-23 de milioane de euro. Sunt depășite, unele poate sunt depășite, da. Da. Exact, ce mai funcționează și ce nu. Exact. Nu mai puse în circuit. Din, îți dai seama dacă da. Care da, merg da, și da. Care nu, da. Din păcate, asta este situația. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația. Da, 17 milioane, eu merg pe aia minimă, adică suma minimă de euro. Primăria Ploiești nu are. RASP-ul nu are. Nici atât. Dacă primiți acele penalități, pe semne că RASP-ul va intra în faliment. Dar nu asta e problema și nici soluția. Adică... Și dacă intră în faliment, cineva va, trebui să plătească, bineînțeles, că și RASP-ul este instituția Consiliului Local, da. Și va trebui cineva să-și asume aceste penalități. Din păcate, strigătul nostru de ajutor n-a fost auzit de către nimeni până la ora actuală. Deci nu este de 2 ani de zile, tot spun că o să vină infringementul, că o să trebuiască să plătim bani mulți. Noastră nimeni spunea și pe semne seama. Ziceau, nimeni mai sunt 2 ani, mai un da. An, 3 ani, hai că nu e, mai avem da. Timp. Da. Lucrurile, eu vă spun sincer, eu personal, de ploieștean, nu, eu nu mă opresc aici. Adică, la un moment dat, trebuie găsit o soluție și știți de ce? Din două considerente. Ploieștiul, direct, prin primărie, indirect, prin RASP, a început de la 1 ianuarie să plătească bani și multe milioane de lei, multe milioane de euro și doi la mână, și trebuie găsit o soluție, și doi la mână, fraților, nu se poate ca în anul 2024 Ploieștiul să epureze apele ca în 1965. Sunt bani dați aici și de autoritatea locală, de primăria Ploiești, pentru acești 80% și de către guvernul României, așadar sunt bani de la noi. Și nu putem să stăm nepăsători și să spunem asta e, că de până la urmă am stat nepăsători, asta e, asta am făcut până acum, de fapt, până la 1 ianuarie. 1 ianuarie, culmea, au început să vină facturile și a intrat lumea în panică. Aoleu, am crezut că, pe semne că or fi zis, doamna, glumește cu noi apele române, glumește cu noi Uniunea Europeană, hai să glumim și noi cu mediul înconjurător, să ne batem joc de apele noastre, ale țării, de fau, de pești, de tot. Da, un singur lucru vreau să mai spun. Penalitățile nu sunt din ianuarie, penalitățile decur din august 2023, odată cu emiterea unei noi autorizații de funcționare, autorizație care expiră pe 31 august 2024. Există riscul ca din luna septembrie să nu mai avem niciun fel de autorizație și apele române să nu mai emită niciun fel de autorizație și să ne oblige să închidem stația de epurare veche. Nimeni nu poate să-ți asigure că din august noi vom mai avea autorizație. Deci autorizația este dată doar pentru un an, 31 august. Timp în care să te conformezi. 2020. Și noi în anul ăsta n-am mișcat nici măcar un pai. Exact. Exact. Penalitățile din luna august sunt. Deci prima penalitate 400.000, după aceea 900.000, 1.200.000, 1.900.000, 2.400.000. Din nefericire... Sumele sunt din ce în ce mai mari, ultima factură fiind de 2.900.000 de lei. Deci dacă se va ajunge la 3 milioane pe lună, dacă facem un calcul 3 milioane de lei ori 12 luni, 36 de milioane de lei. 7 care... milioane și ceva doar apele române de euro. Exact. Doar apele române. Exact. Dincolo de Uniunea Europeană. 1.760.000 de euro. Odată, ce spuneam da. Și mai devreme, și acele penalități zilnice. Exact. Dar situația este mult mai, adică situația, situația este extrem de sensibilă. Că dacă se retrage autorizația, eu nu cred că se, adică refuz să cred că se va retrage autorizația. Chit că noi nu epurăm, noi epurăm ca în 1965, noi epurăm exact. Cu o singură treaptă mecanică.
Că dacă se retrage autorizația, nici nu vreau să mă gândesc, sincer. Nici noi. Da. Cei care pot face ceva, trebuie să o facă. Suntem, era zic că suntem în ceasul al 12-lea, a trecut. Dar trebuie urgent ca factorii, vorbesc serios, factorii de decizii, cei care au un rol, dumneavoastră, cei din Consiliul Local, cei de la firma, habar n-am, toți, trebuie să găsiți o soluție. Fiindcă înseamnă o gaură financiară și înseamnă că ne bate în joc de mediul înconjurător în continuare. Incredibil unde am ajuns, unde a ajuns Ploieștiul. Vă mulțumesc, doamna director. Cu drag. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Încă o dată vă rog, dați share și like, astfel încât să aflăm și noi unde se duc banii noștri și, pe de altă parte, cum Ploieștiul, cu 5 ani de grație, din 2018 până anul trecut, n-a reușit nimic, de fapt, doar să facă comisii și comitete. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți sănătoși!